În copilărie, toți mă știau drept băiatul a cărui mamă fugise cu un englez. Niciuna dintre mamele prietenelor mele nu purta pălărie. Nici nu se căsăra în copaci, nici nu mergea cu bicicleta. Mama, da, făcea toate astea. Oamenii a sacrificat orice. Tu, în schimb, nu faci decât să te gândești la coafurile tale și la cântecele pe care să le fredonezi. Și ce-aș face dacă aș fi liberă în momentul ăsta? Aș pleca și nu m-aș mai întoarce niciodată. Aș privi și eu spre cer, aș picta, nu m-aș mai simți ca sub un clopot de sticlă. Cum faci să spui de parcă ești în închisoare? Vorbește mai încet, ne aud vecinii. Gândește la copilul nostru, la Mishkin. Mishkin, numai asta aud de când s-a născut. Dacă asta e opinia ta despre propriul copil, eu cred că ar trebui să terminăm cu discuția asta. Bună. Eu sunt Walter. Ai grijă cum să fiu, o să te grăbești să nu te uiți. Să nu uiți ce ți-am spus, să nu întârzi! Nu o să întârzi, o să pedalezi repede! Bună, Mishkin. Noua mea soție. Nu mi-amintesc să fi fost ceva diferit la mama. Să-mi fi părut schimbat în cele câteva ore de dinainte să fugă. Zile trecute am primit un pachet cu scrisori. Le iau de acolo în fiecare dimineață. Le țin în palmă să le simt greutatea. Mă uit la cuțitul cu care să le deschid. Apoi le pun la loc. Nefericirea mea s-a cutizat. Supărarea mea născută din dispariția mamei a devenit o furie monotonă, pulsativă, fără direcție. În timpul care trecuse, percepția existenței ei fizice s-a micșorat. Din persoana reală, mama devenise centrul în care se concentrau toate acele lucruri din viața mea după care tângeam și de care n-aveam parte. Îmi doream să fiu unde era ea. Îmi doream să fac ce făcea ea. Viața mea era trăită altundeva, fără mine. Poate că dacă aș fi ajuns mai devreme acasă, nu m-ar mai fi gândit la toate viețile pe care nu le-am trăit. Tu nu faci decât să te gândești la Mishkin, Mishkin, Mishkin. Toată ziua Mishkin, Mishkin s-a oprit în loc. Tu, în schimb, am stins tu mânările. Băi! Nu! Tu, în schimb... Perfect, mă trebuie spate.